Bună ziua, bine ați venit. Alături de mine sunt antrenorul echipei, Florin Părcaș, și jucătorul nostru, Călin George. Am zis să ne întâlnim la finalul acestui tur. Unde, din punct de vedere sportiv, suntem pe locul 1. 6 puncte diferență față de locul 2, fără nicio înfrângere. Un tur bun pentru echipa noastră și încărcat împreună cu meciurile din Cupa României. Din punct de vedere administrativ, noi am încercat să asigurăm suportul necesar ca echipa să facă performanță. Aici aș vrea să le mulțumesc din suflet partenerilor noștri, sponsorilor care au venit alături de noi într-un număr foarte mare. Am ajuns undeva la, împreună cu tot ce înseamnă cazări, mese, transport și bani, undeva în jurul sumei de 300.000 de euro și vreau să le mulțumesc. Oradea clar are potențial și oamenii își doresc ca Oradea să aibă echipă de fotbal la un nivel mai mare și vin într-un număr cât mai mare alături de noi. La fel și suporterii vin într-un număr cât mai mare. De la meci la meci sunt tot mai mulți suporteri. Sunt și la meciurile din campionat, sunt mai mulți suporteri decât au fost în ultimii ani. Își doresc pe echipa să facă performanță. Legat de suporteri, vreau să anunț. Am anunțat și pe site-ul nostru, mâine vom da drumul la biletele pentru meciul cu Dinamo, mâine de la ora 14, aici la stadion. Lasă pe ei să vorbească și după aia vă răspund la întrebări. Bună ziua la toată lumea. Mă scuzați că am o voce mai ciudată, dar așa se întâmplă după fiecare joc, mai ales în deplasare. Așa cum a spus și domnul președinte, e un final de tur de campionat în care putem spune că suntem mulțumiți de realizările care le-am avut în acest prim început. Putem trage o concluzie clară că, din punct de vedere fotbalistic, am arătat destul de bine, spun eu. Sigur că ne-am fi dorit poate cele două rezultate de egalitate să fie favorabile pentru noi, dar așa cum este în sport, știți foarte bine că nu tot timpul îți iese așa cum îți dorești tu, pentru că există și adversarul, există și forma jucătorilor și atunci sigur că ne mulțumește până la urmă fiecare rezultat care nu-l pierdem, mai ales în deplasare. Eu, din punct de vedere a antrenorului, pot să spun că sunt mulțumit de evoluția jucătorilor. Am avut, spun eu, o serie mult mai interesantă față de seria care am avut-o anul trecut. N-am cunoscut atât de bine adversarii, acum mai știm mult mai bine și sper ca returul de campionat să-l abordăm sub o altă formă și să fim mult mai inteligenți și mult mai responsabil în tot ceea ce ar trebui să facem, pentru că deja încet, încet cunoaștem adversarii, știm modul și percepția adversarilor și atunci să putem să suplinim, să surprindem sub o altă formă. Da, în primul rând, bună ziua! Cum au spus și domnul antrenor și domnul președinte, suntem mulțumiți de acest prim tur de campionat. Cu siguranță fiecare meci l-am abordat la victorie și ne-am fi dorit ca și celelalte două rezultate să fie în favoarea noastră. Dar cu toate acestea ne bucurăm și pe parcurs ne dorim să îmbunătățim lucrurile care sunt de îmbunătățit și să avem un retur și mai bun de campionat, pentru că iese loc de mai bine, cu siguranță. Okay.
sponsorizare. Sponsorizare pentru ce? Pentru Dan? Pe parcursul întregului tu? Da, de când a început campionatul. De când a început campionatul. Am semnat contracte. Acum bugetul total? Nu s-a schimbat. A rămas același. Da, cu veniturile plus de la meciul din cupă, plus cu ce s-a vândut, plus abonamente, s-a completat. S-a completat suma care... Deci este un buget mai mult decât s-a schimbat. Da, adică mai aproape că am ajuns la bugetul pe care ne l-am propus. Și că s-a stabilit un target. Un target, da. Bine, nu înseamnă că neapărat trebuie să-i sau nu știu ce. Da. Câte bilete vor fi puse în vânzare la pentru meciul cu Dinamo? Cu Dinamo? Undeva la 3.000 ceva de bilete. 3.000-4.000 de bilete. Tot așa câte 4 bucăți sau cum? 4 bucăți. Fiecare își va putea... Deci nu mai mult de 4. Nu mai mult de 4. Am considerat că au fost mai multe variante, dar dacă vine o familie, 2 părinți, 2 copii, sunt 4. Și la vânzare liberă, la chioșcuri, cam câte vor fi? La fel. La fel, 4. Nu zic număr de bilete, probabil vor fi puse online. Nu, în total, online și fizic vor fi în jur de 4.000 de bilete. Avem abonații de peste 7.000. Cum apreciați evoluția echipei FC Bihor în Cupa României, faza următoare? Sigur că este... Întrebarea este normală, exact cum vă răspund și eu. Am avut un parcurs normal, un parcurs bun, ne-am calificat în fază superioară, am adus la Oradea, a zis și noastră, cele mai iubite echipe din țară. Pentru noi nu este decât un lucru benefic și meritoriu tot ceea ce am realizat. Sigur că am făcut și sacrificii pentru a aduce această competiție, pentru că nu avem un lot de jucători foarte numeroși și atunci ne-am sacrificat puțin, dar ne-am sacrificat cu folos. Și pentru noi ca și antrenori și jucători și pentru conducere și pentru iubitorii fotbalului a fost benefic toată calificarea asta și nu merită decât să ne felicităm noi pe noi pentru că am reușit această performanță. În campionatul unui, dacă ți-ar fi spus cineva la început că o să termin turul cu 6 puncte avans, adică 7 victorii și 2 rezultate de egalitate, la început ce ai fi zis? Aș fi crezut pentru că știu ce am ales la începutul campionatului. Chiar dacă poate unii n-au fi crezut că acest lot va face o figură atât de frumoasă în aceste 9 etape, eu am crezut pentru că știu ce jucători antrenez, știu calitatea și caracterul jucătorilor. Sigur că nu ascundem faptul că ne-am fi dorit mai mult și de la unii jucători și de la rezultate și de la jocuri, dar așa cum ați văzut și dumneavoastră, cred că echipa noastră arată destul de bine, practicăm un fotbal plăcut, aducem foarte mult în dezvoltarea jocului, un joc elaborat, un joc tactic bine pus la punct, ne dezvoltăm foarte mult jocul în jumate adversă, ne creăm foarte multe ocazii. Sigur că, ca și la orice fotbal, mai sunt și momente în care nu ți ies așa cum ți-ai dorit tu, dar eu sper ca în viitor apropiat să putem să și valorificăm și să fructificăm acele multe momente care le avem în joc, pentru că, așa cum am spus, ducem foarte mult mingea în treimea adversă, în zona 3, dar suntem mulțumiți. Iar ce m-a întrebat domnul înainte, referitor la jocul cu Steaua, sigur că pentru noi a fost ceva extraordinar, pentru copii, pentru mine ca și antrenor a fost, sigur, o împlinire a ceea ce înseamnă meseria și jucătorii ca jucători să joci contra FCSB-ului într-un joc oficial. Sunt convins că unii dintre jucători și poate și eu ca antrenor vom mai întâlni FCSB-ul și ne-am dorit lucrul acesta și cred că la următorul joc vom arăta poate mult mai încrezători și vom arăta poate puțin mai bine. Lorin, ați jucat într-o serie nouă, ați jucat deja cu toate echipele, care consider că a fost cel mai dificil meci, cel mai puternic adversar pe care l-ați întâlnit?
Da, fără dor și poate. Adversarul care vom avea sâmbătă, pe Ciunou, este un adversar foarte puternic din punct de vedere fizic. Au un component al lotului mulți jucători de primă mână, divizionat Liga 1, Liga 2, o echipă destul de agresivă, dar aici aș mai adăuga și Buziaș. Chiar dacă vă surprinde puțin, eu spun că Buziaș înseamnă că aceste două echipe sunt echipe, nu ca tare a campionatului, sigur că nu scoatem din ecuație Politimișoara, care Politimișoara este o echipă de tradiție, o echipă cu pretenții, dar ei, așa ca și echipă, sunt o echipă tânără, imprevizibilă, dar o echipă calitativă. Și cu Lipova ați câștigat în final, mi se pare. Da, și cu Lipova. Sigur, acum, fiecare joc are partitura lui. Eu spun că, din punctul meu de vedere, acestea sunt echipele. Poli Timișoara, și Buzia și echipele grele. Grele din punct de vedere a experienței jucătorilor, din punct de vedere a jocului. Sigur că și celelalte echipe poate să producă surprize. Ați văzut și acasă vorba asta cu Lipova, a arătat o echipă destul de solidă, dar eu așa consider că astea sunt trei echipe puternice. Există potențial de creștere, dezvoltare pentru cei tineri să fie încurajați să treacă la un alt nivel? Noi sperăm, prin aceste jocuri, prin tot ceea ce înseamnă procesul de instruire și pregătire, prin ceea ce le dăm noi, ca evoluțiile lor să fie mult mai bune. Sigur că trebuie să avem și timp și răbdare. Nu poți să crești și să dezvolți un jucător peste noapte. Dar, așa cum am spus-o tot timpul, noi avem încredere în tot ceea ce înseamnă lotul de jucători. Avem încredere în evoluția lor. Am și spus-o de la începutul campionatului că ne vom bate pentru un loc de play-off cu siguranță, după care, sigur, play-off-ul ne va aduce un loc de baraj și vom vedea ca la baraj să fim echipa care producem surpriză. Da? Eu, ca și antrenor, sigur că vă mărturisesc că tot timpul mi-aș dori mult mai mult, sigur. Și îmi doresc mult mai mult de la fiecare jucător și sigur că îmi doresc să îmbunătățesc atât evoluția echipei prin jocuri, cât și să îmbunătățesc lotul din punct de vedere valoric și numeric. Nu ascundem că ne dorim, probabil încă 1-2 jucători. Și în funcție de aportul lor până la finalul acestor jocuri, încă 6 care mai sunt, să tragem linie și să vedem ce avem nevoie și ca să putem să întărim și să aducem un plus de calitate, în plus de ceea ce am arătat până acum. Te referi doar la 1-2 sau ar trebui totuși analizându-l după jocuri? Sigur, vom face o analiză clară. Mai avem 6 jocuri, după care vom sta la masă cu domnul președinte și cu conducerea și vom analiza clar care sunt punctele, care sunt minusurile, care sunt plusurile și atunci vom trage concluzii clare. Pentru că dacă vrem, așa cum am spus, să intrăm în play-off, să facem o figură frumoasă, să intrăm în jocurile de baraj, atunci vom analiza foarte, foarte atent toate aspectele acestea. Ai văzut jucători interesanți în seria aceasta care putea face Am văzut. Mă știți și dumneavoastră că foarte greu să aduci jucători care sunt sub contract. Nimeni nu o să-ți dea. Și la noi sunt foarte mulți jucători buni și sunt convins că multe echipe îi doresc, dar nu putem să lăsăm un jucător bun când îți propui ceva. Dar am văzut, noi ne-am notat și vom vedea dacă vom putea intra în discuții cu fiecare jucător. Mai sunt 6 meciuri din anul acesta și diferența celelalte 3 și play-off și play-out. Călim, comparativ cu sezonul trecut, cum se pare echipa, care putem spera la mai mult? Cu siguranță putem să sperăm, pentru că și noi suntem mult mai motivați față de anul trecut. Ne dorim să reușim, pentru că deja sunt 2 ani la rând în care am ajuns la baraj. Și legat și de serie față de cealaltă, eu zic că nu este o mare diferență, pentru că adversarii, ba mai mult, își iau o marjă de măsură mult mai mare cu noi, pentru că știu că suntem echipa care ne dorim și vrem și ne-am impus un obiectiv clar. Câte sezoane ai jucat în Liga 2?
În Liga a doua, 4 sezoane. 4 sezoane la Politehnica Timișoara. Există diferență, simți așa diferență mare între cele două eșalane sau la nivelul contactelor? Acum, o diferență... O comparație simplă. Nu? Da, clar, există și o diferență, dar eu zic că meciurile de play-off se apropie mult de valoarea eșalonului secund. Tu ai fost titular cu meci de meci? Cum te simți? Da, mă simt foarte bine, mă bucur că mă aflu aici și fiind și oradean, nu vă dați seama că îmi doresc foarte mult să reușim împreună cu echipa și cu colegii. Toți suntem foarte mult motivați din toate punctele de vedere și sperăm că anul acesta să fie anul nostru. Coeziunea grupului e bună anul ăsta? Da, normal, pentru că în mare parte am rămas aceiași jucători, adăugând și transferurile care ne-au adus un plus de valoare și sperăm să reușim. Simțiți așa în vestiar acolo unitate, că o dorință, că se poate da, mult? Da, clar. Asta a fost întotdeauna și va fi în continuare. Forța grupului, omogenitatea, este factul decisiv, poate fi... Da, eu consider că și până acum și în anii trecuți și anul acesta este un factor foarte important și care te poate ajuta mult la îndeplinirea unui obiectiv. Foarte mult, în proporție de 70%. Nu sunt foarte estimare, dar am avea da, undeva la, ca procentaj, undeva la 70% sunt. Noi v-am deși la începutul campionatului, de la prima conferință, că una dintre dezideratele jucătorii într-o proporție foarte mare să fie jucători bihoreni. Undeva la 70-80%. George, mulțumim de cum s-a desfășurat activitatea la PC Bihor. Acum faci și tu un bilanț așa la... De când ai preluat clubul și iată ai ajuns la finalul clubului de Sergio. Da. Ca și club, sau primul meu obiectiv a fost, principalul obiectiv e ca echipa să aibă liniște și condiții ca să poată să-și desfășoare activitatea. Astea sunt principalele obiective. Atâta timp cât noi le putem oferi, eu sunt mulțumit. Ce ți-ai propus tu și sportiv și organizatorii? Dacă tu ți-ai dus la îndeplinire ce ți-ai propus la început? Deocamdată? Deocamdată, da. Suntem locul 1 în campionat, sportiv suntem locul 1, iar administrativ, am zis și înainte, s-a creat emulația asta în jurul echipei, au venit sponsorii alături de echipă. Am avut și meciurile după care ne-au dat un boost, la fel, și financiar. Aici cred că am făcut, să zic așa, un parteneriat cu suporterii, că până la urmă cred că și suporterii au fost foarte mulțumiți de prețul abonamentului. La fel, noi suntem mulțumiți de... și încă un lucru îmbucurător, în ultima perioadă, din discuțiile care le-am și cu cei de la copii și juniori, sunt foarte, foarte mulți copii care vin spre echipă. Avem mult mai mulți copii care vin la fotbal, care se înscriu, care vor să fie la FC Bihor. Cred că este un câștig foarte mare. Pe termen lung, poate să ai câștigul cel mai mare. Apropo de întrebarea... Despre dezvoltare, n-am să mai întrebat. Da. Ideea, așa, acum nu să pui placa veche, dar ceva nou. Ce îți propui pentru a crește la ce clubul ăla din tu personal, clubul, toată lumea, primăria, tot în jurul emulației asta? Păi, cred că cele mai importante obiective sunt, pentru că noi încercăm să facem lucrurile sănătos. Rău pas cu pas sportiv și după aceea? Nu, dar cele mai importante sunt, până la urmă, investițiile în infrastructură. Că trebuie să pornim cu baza și v-am zis că în momentul când vom avea baza de la motorul gata și vom putea muta tot ce înseamnă copii și junior acolo, și sperăm, din discuțiile care am cu cei din primărie, se tatunează și se discută pentru nou stadion. Sunt discuții și sunt avansate, adică cei din primărie au tot pregătit la nivel de acte, la nivel de teren acolo. Asta cred că vor fi cele mai importante. Da. Baza sportivă motorul, cam pe când se estimează? Noi sperăm... terenul sintetic anul acesta, cel mai târziu în primăvară, să fie gata.
Referitor la întrebarea lui Lucian pentru doamna antrenor, apropo de jucător, dacă doriți cam ce și-a permite clubul ce-a dorit, mai am eventual nu acum, știu, v-ați gândit? O să avem o discuție împreună cu, cu staff-ul, la tragem linie în iarnă, o să discutăm și atunci o să decidem. Deci vineri și sâmbătă Iușa seara asta, cealaltă vinerea ca să vedeam meci amânat. Da, și marți cu Iuraș. Da, pe șapte. Va fi șapte. Cel de sâmbătă se joacă în șapte. Da, deci ca și cum ar fi o intermediară. Da, în șapte, în șapte la ora 14. Federația a programat. Federația, așa. Și te încurcă ăla din 12 decembrie? Nu, data campionată atunci. În deplasarea la Navarra. În 6 este. E gata sezonul? Da, este gata. Deci, practic. Va fi meciul din cupa. Da. În 6. Da, dar e deplasat. Ce se întâmplă până octombrie? Rămâne și cum? Contractul cu UTA acum? Nu știu. Legat de UTA nu știu. Noi la nocturnă avem Dinamo. Mai departe, cei de la UTA trebuie să înțeleagă cu nocturnă. Nu știu. Comitetul director a decis că joace meciul care cine a dat și a dat acceptul. Primarul, tu, ăla, cum a fost? Băi, din punct de vedere contractual, e cu ce, ce, ce de la CSM au, au semnat contractul. Ea, e proprietatea lor. Da. A primăriei. Da. Dar cred că toată lumea... Administrarea CSM. Apropo de, de UTA, aveți ceva de comentat referitor la filmulețul care a apărut ieri pe, pe Facebook a comentatorului, a comentatorului de la... Negoiță. De la Codă din Negoiță. Aș prefera să nu comentez. Acum, noi... aș prefera să nu comentez. Florin, doctor, trebuie să suntem în club de Liga 3. Nu pot să opri. Da, dacă vreți, discutăm liber, putem discuta. Păi nu, dacă vreți suficient. Da. Ok, mulțumim foarte mult.